Evenimentul a fost deschis de conferința internațională intitulată 1918, Polonia și România, destine paralele. Invitat special a fost chiar ambasadorul Republicii Polonia la București. Comunicările planificate pentru această secțiune au fost susținute de universitari din Polonia, dar și de profesori și cercetători din România. A avut loc și vernisajul unei expoziții de fotografii dedicată relațiilor româno-polone din perioada interbelică. Ale Craiova și Polska to nie tylko przeszłość. Dla Craiova și Polonia nu este doar trecutul. Na Uniwersytecie w Krajowie działa Centrum Języka i Kultury Polskiej. Na Uniwersytecie w Krajowie istnieje Centrum Języka i Kultury Polskiej. Polska i Rumunia, członkowie NATO i sojusznicy w NATO i w Unii Europejskiej. Polonia i Rumunia są alianci Unii Europejskiej i NATO. Mówimy o un moment istoric, un moment pe care avem șansa cu toții să-l trăim. Centenarul unirii, al reunirii tuturor românilor, un moment pe care îl împărtășim cu alte popoare, printre care și poporul polon. Suntem și într-un cadru aparte, Muzeul de Artă actualmente, Palatul Jean Mihail. Pe aici au trecut importante personalități ale Poloniei, mai ales în cursul anului 1939, când Polonia a trecut prin vremuri de restriște, mulți s-au refugiat în România. Conferința Politică, Diplomație, Cultură, ajunsă la cea de-a patra ediție, a devenit unul dintre cele mai complexe și căutate forumuri științifice din zona noastră. În cele două zile ale conferinței vor fi susținute comunicări pe diferite teme de interes științific. Avem participanți din mai multe zone ale lumii, bineînțeles cei mai mulți sunt români, dar din principalele centre universitare, de la institute ale Academiei, practic este o întrunire a cercetătorilor și a celor care activează în mediul academic pentru împărtășirea unor descoperiri noi sau unor cercetări noi cărora le-au dat curs în ultimul an. Pe durata conferinței vor fi lansate numai puțin de 10 cărți, iar în curtea bibliotecii județene vor fi vernisate alternativ două expoziții de postere, Mircea Eliade în corespondență inedită cu Vintilă Horia și Craiova în primul război mondial.